Bună seara, dragi telespectatori, la o nouă ediție de Culart, la un nou episod. Episodul din această seară o să fie un pic mai diferit față de ceea ce știți că facem aici la această emisiune, din două motive. Unul, pentru că vom încerca să discutăm despre un personaj un pic controversat, dacă am putea spune așa, dar nu neapărat. Este o poveste foarte frumoasă, o poveste care de-a lungul timpului a luat amploare. Și multe lucruri care s-au spus despre acest personaj au fost adevărate, altele nu. Așa că în această seară mi-am permis și mă bucur foarte tare că a acceptat invitația să fie alături de noi, Adriana Ungureanu. Bună seara, mulțumesc Bună seara. Pentru invitație. Și înainte de a discuta despre personajul nostru, nu desconspirăm până acum despre cine este vorba, am să te întreb pe tine în primul rând, cine ești, de unde vii și ce faci? Frumos! Sunt Adriana Ungureanu, cum ai spus. De unde vin? Uh-huh. Vin dintr-o lume a neconvenționalului. Sunt genul de om care am făcut până la un anumit moment al vieții ceva, după care m-am reprofilat. Îmi place să cred că tot ce fac, fac bine. Nu mă încumet să încep ceva pe care știu sigur că nu îl pot duce la capăt sau nu sunt capabilă să îl fac bine. Mm-hmm. Da. Și acum ne îndreptăm un pic către subiectul nostru concret, și vreau să te da. Concret și vreau să te întreb așa, cum s-a îmbinat profesia ta de bază? Care mulți se întreabă oare care o fi exact, aceea? Exact. Și am să te las pe tine să spui care e profesia, cu partea asta altă de literatură, de a scrie cărți și zic eu cărți destul de frumoase și destul de interesante. Cum s-au îmbinat cele două lucruri? În primul rând să vorbim de profesie și pe urmă vorbim de literatură. Profesie. Străim în țara în care dacă nu lucrezi 8 ore undeva, se cheamă că nu faci nimic. Deci în opinia unora, am putea spune că nu fac nimic. Nu faci nimic, da. Și cu toate astea scriu cărți, cum ai spus, cu toate astea predau la o facultate, la Universitatea Dimitrie Cantemir. Am colaborări la câteva reviste, două colaborări aproape permanente, aș putea spune. Am o rubrică permanentă la Literatura de Azi, la revista de cultură online. Colaborez cu revista Cronograf de la Satu Mare și cu alte reviste de cultură. Deci se cheamă că totuși fac că ceva, totuși faci da? Ceva. Ce predai la universitate? Materii economice, profesia mea de bază, eu sunt specialist în relații economice internaționale și, spre exemplu, semestrul acesta o să predau comunicare și managementul relațiilor cu clienții. Semestrul trecut am predat dezvoltare regională. Cum se îmbină partea asta pe care tu o faci ca și profesie profesor la Universitatea Dimitrie Cantemir și cu literatura? Nu sunt profesor, aici vreau să specific că sunt prezentată de multe ori, lumea dacă aude că da, predai exact, într-un loc, exact. Are senzația că e și profesor universitar. Nu, trebuie, fiecare trebuie să-și cunoască uh-huh. locul. În ceea ce mă privește, sunt lector, dar sunt angajată pe post de lector universitar. Nu sunt încă titulară, sunt colaboratoare, sper din tot sufletul să-mi consolidez Doamne statutul ajută. Curând. Ceea ce privește întrebarea, e foarte greu și foarte greu să conving. Sunt în faza în care nu mai vreau să mai conving pe nimeni. Pur și simplu trebuie să mă conving pe mine însă că pot să fac ceva. Am obosit să mă tot justific. Am obosit să mi se spună că nu sunt scriitoare pentru că nu sunt în Uniunea Scriitorilor, deși totuși cei care au revista, spre exemplu, Literatura de Azi, este sub egida Uniunii Scriitorilor. Da, deci faptul că mă lasă să scriu acolo, eu cred că contează. Totuși au încredere în modul meu de a scrie. Ce mă îndeamnă să merg pe această latură? În primul rând, pasiunea, îmi place. Doi, simt că am ceva de spus. Și trei, mi se spune de foarte multe ori și oameni care au un cuvânt de spus îmi tot repetă că o fac bine. Și atunci vreau să fac din ce în ce mai bine. Exact. Contează foarte mult să fii încurajat. Uh-huh. Ascultasem un interviu al lui Lucian Ciuchiță chiar zilele trecute și spunea, pe bună dreptate, chiar îi dau, sunt de acord cu dânsul, spunea că în România editurile promovează foarte mult scriitorii, de se pune accent pe persoană și nu pe și carte. Și nu pe contentul și pe nu care pe... l-au. Exact, exact. Și aș vrea să demonstrez, bineînțeles, mi-am dat așa un termen cât mă ține viața, mm-hmm. să demonstrez că îmi merit acest statut de scriitor.
un scriitor care nu are nevoie de o justificare să fie ancorat neapărat într-o uniune, deși îmi doresc să ajung acolo. Și într-un fel face bine, dacă putem spune așa. Exact, dar îmi doresc să merit locul. Asta este ideea. Da, să... important este, știi care, la asta mă gândeam, în momentul în care tu povesteai lucrul ăsta, chiar mă gândeam la un moment dat că, și aici nu vorbim doar de literatură, vorbim în general de teatru, de cinematografie, tot ce înseamnă cultură românească. Sunt foarte puțini oamenii care gândesc așa, că își merită locul acolo unde se află. Mulți dintre cei care se află acum în fața camerelor, ca și vedete, în ghilimele de rigoare, nu prea și-au locul acolo. Au apărut din neant, toată lumea i-a luat ca atare, dar niciodată nu și-a pus întrebarea de ce sunt acolo, care e motivația. Și atunci faptul că vorbim de literatură acum, faptul că în momentul de față tu și nu numai tu, mai sunt câțiva, care spun că, domnule, noi vrem să ne merităm locul. Noi vrem să muncim efectiv pentru a ne merita acest loc, indiferent care ar fi ăla. Eu zic că contează și asta înseamnă temelie foarte importantă la literatura românească de astăzi. Și acum mergem să vorbim despre prima ta carte pe care eu o știu și lăsând la o parte, să spunem așa, partea estetică a cărții, acea carte are la bază o poveste reală de viață. E că acel om există, acel om îți este foarte drag și am să te rog să ne spui două, trei cuvinte despre această carte și pe urmă mergem să discutăm despre ce... Te referi la femeia la 40 de ani pe Facebook. Da, cu această carte m-am lansat, a fost o carte controversată, extrem de bine primită de către femei, foarte contestată de critici și de bărbați, pe bună dreptate, pentru că adevărul uneori supără. De multe ori în cărțile mele eu spun adevărul și adevărul lumea nu e pregătită să-l primească, inclusiv în ultima carte despre care o să vă... Ultima, nu e ultima, este cea mai recentă. Cea mai recentă, dacă știi că există greșeala asta, tot ce o spunem, din păcate asta e realitate, o mai spunem, da? E ok și așa. Da, pentru că pentru noi e ultima, ultima, că începe alta, exact, așa da, este. Pentru noi e un alt capitol din viață, suntem alții, altă pregătire, dar e aici o întreagă filozofie întreb. Și în afară de această carte controversată, cum spuneai tu, femeia la 40 de ani pe Facebook, tu ai mai scris o carte. Am născut să te întâlnesc, este cea de-a doua carte. A treia este Artista. Artista, da. Care are deja o poveste fabuloasă. Are o poveste fabuloasă, o poveste frumoasă, reală. Este un cu totul alt nivel de scris, da? Pentru că am vrut să demonstrez că evoluția este evidentă, da? Despre asta e vorba până la urmă. Exact, și mi-am propus să scriu din ce în ce mai bine. Adriana Ungureanu va avea o lansare de carte, unicat în peisajul ăsta al literaturii și o să vedeți imediat de ce. Și vă spuneam la început că vom vorbi de un personaj. Și am să te rog pe tine, Adriana, să ne spui când ți-ai dat seama că tu această carte ești, cum să spun eu, în ghilimele de rigoare, să se înțeleagă clar, ești obligată să o scrii. Bine, ai pus ghilimelele, da. Nu este nimeni obligat, dar vezi tu, este vorba de Iulia Hașdeu și un clip Hașdeu. Dar noi vorbim de Iulia Hașdeu. Ok. În momentul în care am studiat foarte multă teorie spiritistă, pentru că este inevitabil, este un domeniu de mers esențial, nu poți să vorbești despre Iulia fără așa ceva. Am înțeles că în momentul în care noi decidem că trebuie să ne reîncarnăm aici pe pământ, avem o misiune pe care nu alegem. Și se pare că dacă eu am reușit să duc până la capăt această carte și să o prezint oamenilor, înseamnă că e clar că asta a fost o misiune. Eu așa o traduc. Alții pot să spună varianta lor. E greu de demonstrat și atunci fiecare are dreptul la o părere. În 1991 mi s-a întâmplat ceva, o experiență proprie și de atunci s-a născut obsesia mea pentru acest personaj. Nu a fost un caz singular, s-au mai întâmplat și altele. Și într-un moment în care eu voiam să merg la bibliotecă și să caut o carte, mi-au căzut cărțile Iuliei în cap. Efectiv, a fost un episod care mi s-a întâmplat și zic, ok, ce-ar fi să? Înseamnă că este momentul ei. Și documentarea, pentru că trebuie să înțeleagă lumea că această carte nu este doar o carte, o ambiție personală de a o scrie. Nu. În spatele acestei cărți, și am să o las tot pe Adriana să ne spună și numele ei,
Există ani buni de documentare. Apropo de ce spuneai, există ani buni în care s-au întâmplat tot felul de evenimente, unele un pic ciudate, unele cu semnificații, apropo de spiritualitate, spiritism, unele cu o asemenea semnificații, dar nu intrăm în detaliile astea pentru că nu este domeniul nostru. Dar s-au întâmplat foarte multe care te-au dus pe drumul ăsta. Da, am fost foarte mult ajutată. Exact. Și nu ajutată de oameni fizic, ci ajutată de inclusiv chiar personajul despre care discutăm. Îmi place să cred că da. Îmi place să cred că da. Nu vreau acum să cad în patima altora, să încep. Nu sunt, cum ai spus, totuși, sunt un om cu picioarele pe pământ. Tocmai de aceea am și cercetat foarte mult subiectul. Am fost foarte mult ajutată la modul că îmi propuneam să aveam o listă de ce trebuia să îndeplinesc și tot ce era pe listă, îmi pare rău că nu este prietena mea, Roxana Ciolan, aici de față, pe care o salutăm și spune-i și la mulți ani că săptămâna trecută a fost ziua ei de naștere. Ea a fost martoră și tot timpul se minuna, spunea, Doamne Dumnezeule, nu pot să cred că ți se întâmplă și asta. Deci pur și simplu din senin... Se întâmplau lucruri. Da, veneau toate, aveam nevoie de o carte, o primeam din senin, dăruită, de nici măcar să plătesc. Cum se numește cartea? Urma pașilor ei, da. Iulia Hașdeu, Între viață și nemurire. Frumos. Titlul este un pic complex... Pentru că inițial aș fi vrut să se numească doar Urma pașilor ei, Între viață și nemurire. Dar nu se înțelege exact despre cine este vorba, chiar dacă i-aș fi pus poza pe copertă și atunci numele era necesar. Era foarte important să apară. Da. Nu este o carte... Vezi tu, sunt foarte multe cărți despre Iulia, foarte multă lume încă scrie despre ea, articole, sunt emisiuni, sunt tot felul de, eu știu... segmente de media care acoperă acest subiect. Ce îmi place mie să mă laud că este constă unicitatea, da, și mă un pic sunt diferită față de ceilalți. Eu aduc adevărul. Asta îmi place să cred. Până acum ni s-a prezentat o poveste destul de romanțată a ei. Și un pic mistificat, mistificate lucrurile. Mistificarea, într-un fel, este justificată, cum spuneam. Eu însă am încercat când m-am apucat de scris, sau nu întâi de documentare, am vrut să evit foarte mult latura asta spiritistă. Chiar am vrut să prezint o Iulie strict din punct de vedere literar, după care mi-am dat seama că... Că nu prea ai cum. Unu, nu am cum. Doi, dacă aș fi prezentat un roman clasic, cum spune domnul Cristian Crăciun, care mi-a făcut cartea și căruia eu să-i mulțumesc tot restul vieții mele, am o prefață absolut superbă. Deci nu este o reconstituire arheologică, da? Nu este un roman clasic. Este un roman diferit prin faptul că am creat un personaj fictiv numit Rebecca. Am lucrat foarte mult să-l construiesc și Rebecca este cea care pornește pe urmele Iuliei. Ea pleacă de fapt să caute adevărul. Exact, ea caută adevărul și îl prezintă așa cum îi se arată, dar în același timp, pentru că este vorba de un roman, Rebecca trebuie să aibă o motivație, ce anume o îndeamnă să... Motorul din spatele acestei... Exact, și atunci căutări. Descoperă niște coincidențe, l-am creat personajul astfel încât să se simtă oarecum reîncarnarea Iuliei până la un moment dat, când se întâmplă niște lucruri și mai departe la cititorul să descopere că e nu... E suficient să spunem este atât. Este suficient, dar ca să nu creadă totuși că este o paranoică, știi, e foarte important acest aspect, dar trebuie să aibă o justificare tot ceea ce această căutare. Acolo, exact, și trebuie să aibă o justificare și un pilon de la care să pleci. Este normal să fie așa. Nu, dar am rămas, zic eu, orice afirmație o fac... vezi, există două planuri, un plan ficțional, de aceea e Rebecca, Rebecca este personaj creat de mine, dar în momentul în care o descoperă pe Iulia, deja Iulia este realitate, adevărată, exact. Și nu degeaba spun, îmi cer scuze că trebuie să citesc după manuscris pentru că încă nu este gata. Am mărturisit că în orizontul ficțiunii se află realitatea.
Iar la granița realității se află adevărul. Deci nu este un roman ficțional până la capăt. Este, să zic așa, jumătate adevăr, jumătate 50-50, imaginație. 50-50, cum se spune. Ai încercat să creezi un echilibru între nu, cele având două. În vedere că prima parte este viața Rebecca și e foarte puțină, că ocupă cam o treime din carte, deci mai mult adevăr decât imaginație. Adriana, din păcate știi cum e. Când vorbim, nu mai ne dăm seama de timp. Din păcate ne apropiem de finalul episodului nostru, dar vreau înainte de final, pentru că tot am vorbit de această carte și de Iulia Hașdeu, ții minte că la un moment dat, la o cafea, întâlnindu-ne undeva întâmplător în oraș, că așa se întâmplă și nimic nu e întâmplător. Suntem apropo, pe Facebook. Da, da, dar apropo, nimic nu e întâmplător. La un moment dat mi-ai povestit de un moment în căutările tale apropo de Iulia Hașdeu, la Paris. Apropo, în fundal avem un edificiu important al Parisului și am să o las tot pe Adriana este să ne spună. Teatru, vorba de teatru de din Paris. Aici este o mică confuzie, s-a propagat această idee. Iulia visa să scrie piese de teatru, nu să le joace. Da, da, da. Deci e o mică, mică mare diferență. Okay, da? Ea vrea bine. Să fie dramaturg. Da, da, da. Ea vroia să le scrie. Am avea planurile pieselor de teatru, deci le există, doar că nu a mai apucat să le scrie. Întorcându-ne la ce vreau să te rog, mi-ai povestit la un moment dat că la Paris, în căurătările tale apropo de Iulia Hașdeu, ai avut un moment, erai cu Roxana, pe care, repet, încă o dată o salutăm, ai avut un moment foarte interesant. Erați într-un loc... Patru momente relatate în carte. Da, da, dar unul dintre ele mi s-a părut foarte interesant. Erați într-o locuință, într-o zonă și trebuia să căutați locuința ei sau una din locuințele în care ea a stat la Paris. Te rog să ne povestești despre momentul ăla. Da, deci am renunțat pur și simplu la hartă, am vrut să verific antenele proprii, da, și sunt multe. E foarte mult de povestit pentru că sunt câteva zile intense, dar le-am relatat în carte. Da, pur și simplu am reușit, ceea ce nu au reușit alții atât de... Îmi place să spun că alții n-au reușit ce am reușit eu. Da? Nu, până la urmă deci vorba am reușit de munca să ta. Intru în absolut toate locuințele ei. Ceea ce, acum, făcând o paranteză și nu o spunem cu răutate, nu toată lumea a reușit să intre pentru că nu se deschideau ușile. Nu, da, și sunt două rânduri de uși acolo. Exact. Se intră din stradă, într-un holișor, trebuie o a doua cheie. Deci toată aventura aceasta am relatat-o, da? Da. Și am reușit. De ce? Pentru că dacă e să luăm așa după spusele Roxanei, tu trebuia să fii aici. Da, pe asta, exact ce am spus eu adineauri, nimic nu este întâmplător. Faptul că tu ai reușit să faci această documentare și să scrii această carte n-a fost întâmplător. Faptul că noi la un moment dat ne-am întâlnit după experiența asta pe care ai avut-o la Paris și am povestit despre ea, nici atunci n-a fost întâmplător. Și îți mai spun ceva? Te rog. În premieră? Te rog. În momentul în care Iulia a murit, deci eu în carte i-am realizat cu ajutorul astrologului Nicoleta Drăgoi. Are două capitole cu astrograma, cu analiza hărții natale și am descoperit că în momentul în care Iulia a murit, Jupiter ieșise din zodia ei, deci erau la câteva zile și intrase în zodia săgetătorului. În momentul de față, mâine mi se lansează cartea, da, pentru că este înregistrare, cum ai spus, Jupiter este în zodia săgetătorului. Da? Deci nu e nimic întâmplător nici din acest este, aspect. Deci mie îmi place în sufletul meu să cred și astrologii o pot confirma, este ca și cum, și acum dacă îmi permiți, Iulia a spus ceva foarte interesant și îmi place să mă leg de acest citat. Spune, vă părăsesc pentru totdeauna, nu vă voi revedea niciodată, sub un nume necunoscut îmi voi dobândi propria viață, voi ajunge, fără ajutorul nimănui, mulțumită propriilor mele puteri, fără ajutorul nimănui, la gloria pe care am visat-o. Îmi place să cred că Iulia și-a redobândit viața prin cartea mea. Bineînțeles, nu am pretenția că am scris-o capodoperă, asta vreau să fie foarte clar pentru toată lumea, dar este o... Iulia își redobândește viața într-o formă, îmi place mie pe care și-ar fi dorit-o și ea. Pe care și-ar fi dorit-o exact. Și ea. Deci este Iulia cea adevărată, așa cum mi-a fost relatată de surse, am selectat atent surse, este o carte care face multe trimitere la sursă. Toma în ideea de a convinge cititorul că nu este o fabulație, o speculație, și de a demonstra, în ghilimele de rigoare, de a demonstra faptul că există o documentare foarte bine făcută a acestei cărți, vorbind de partea de adevăr. Exact, exact. Și am citat sursele care consider că merită citit.
capacitate. Adriana, eu îți, nu pot să spun că îți urez succes, pentru că nu e vorba de succes aici. Nu, e vorba de menire. E o menire importantă, pentru că anul acesta este un an important, cu dublă crucial, semnificație. Cu dublă semnificație, exact. Suntem la răscrucea a 130 de ani de când ea a plecat de pe pământ și la 150 de ani de când s-a născut. Iată două evenimente importante. Așadar, nu-ți urez succes, îți spun doar că amenirea asta pe care ți-a dat-o cineva, ca să nu spunem de... ți-a dat-o cineva. Nimic nu se întâmplă fără acordul suprem. Exact. Da? Și sper din tot sufletul, îți spun, la cât o cunosc eu pe Iulia, orice greșeală se plătește. Exact. Deci ferească Dumnezeu. Doamne ferește. Da. Bun. Cartea să apară în librării cât mai repede posibil. Da, acesta este motivul pentru care am avut marea... Uite, dacă mai îmi permit și noi avem câteva un minut. Deci, va fi publicată la editura Icon prin bunăvoința domnului Valentin Ajder. În momentul în care mă îndreptam spre biroul dânsului, eu în sinea mea am cerut un semn să văd că dacă este bine, este ceea o decizie faci corectă. Și în momentul în care am ajuns în biroul dânsului, am văzut un ceas prin care spunea Teatră de Paris. E, cu o seară înainte, citisem jurnalul fantezist al Iuliei, în care ea spunea că visează ca una din piesele de teatru să se joace la teatru din Paris. Deci exact acolo. Deci un alt semn mai evident. Mai nu aveai de unde să primești, așa este. Exact. Da. Mie e fabulos ce s-a întâmplat și ce se întâmplă. Așadar, cartea să apară cât mai repede în librării, urma pașilor ei, Iulia Hașdeu, între viață și nemurire. Și să dea Domnul să ne vedem cât se poate de rapid, cu altă ocazie, și să mai stăm de vorbă. Și să desecăm eventual capitole din carte, exact, eventual cu poze, pentru că această carte nu are poze, dar pentru voi pot să aduc câteva poze. Mulțumim frumos. Și cred că avem multe lucruri interesante de dezbătut. Adriana, îți mulțumesc pentru minutele care le-am petrecut împreună și, dragi telespectatori, dacă vreți să o descoperiți pe Iulia Hașdeu altfel decât unii dintre voi o știți, vă reamintesc că pe 18 martie, într-o seară de luni, la ora 19, la librăria Humanitas, din Cismigiu, veți găsi la această carte, se va lansa în București această carte, o veți vedea și pe Adriana Ungureanu acolo, veți putea sta de vorbă cu ea, veți putea lua cartea. Iar eu, din punctul meu de vedere, literatura românească pot să spun că este un pic mai câștigată. De ce? Pentru că trebuie să fie câștigată. Pentru că altfel s-ar putea ca tot ceea ce încercăm noi să clădim în cultura asta românească să se ducă în altă parte, în derizoriu, în valori așa și așa, și atunci nu e bine. Acestea fiind spuse, vă urez o seară frumoasă, ne revedem săptămâna viitoare cu un alt episod interesant. Așa că să fiți cu minți, să fiți frumoși și să auzim numai de bine. La revedere!